Vedeți imagini din Sri Lanka, pentru că în urmă cu puțin timp o nouă explozie a avut loc în Sri Lanka. Un dispozitiv exploziv a fost detonat în apropierea unei biserici în timp ce geniștii se aflau la fața locului. Este în direct cu noi chiar acum din Sri Lanka reporterul Observator Sonia Simionov, colega noastră. Bună ziua, Sonia! Bun găsit, să știi că te aud foarte rău, e semnalul foarte prost, după cum bine știți, până la inclusiv la această oră încă de ieri au fost blocate rețelele de telefonie și accesul la rețelele de socializare pe tot teritoriul Sri Lankei. Ce pot să vă spun este că, într-adevăr, jurnalistii vorbind, astăzi am mers în Colombo, după ce ieri eram la aproximativ 40 de km distanță, acolo unde suntem cazați. Și alături de un polițist care ne-a fost de scortă și ne-a ajutat să identificăm locurile unde s-au făcut exploziile de ieri, am mers în siguranță, ca să spun așa, escortați de poliție și am văzut dezastrul, într-adevăr arată îngrozitor, numai că la momentul la care urma să ajungem la una dintre biserici, tot sub escorta poliției trilancheze, a primit stație polițistul pe motocicleta pe care era și informația era că într-un camion, într-o mașină, greu să înțelegi cu ei, am reușit să înțeleg doar că într-un camion se află un alt sistem exploziv, o altă bombă, undeva lângă o biserică. Am fost dejați foarte, foarte repede spre ieșirea din oraș. Dacă auziți în telefonul meu claxoane, este pentru că noi reușim să ieșim din oraș, dar este un haos pe strânzi în Sri Lanka. Noi mergem spre resortul unde suntem cazați, acolo totul este sigur, este păzit, poliția este absolut peste tot, se percheziționează. Dacă treci doar pe trotuar, magazine sunt închise, totul este închis, numai pe stradă este destul de mare haos. Noi am reușit să ne îndepărtăm în urmă cu puțin timp de locul unde se pare că s-a produs deja o explozie în acel camion. Poliția, imediat ce ne-a comunicat că trebuie să plecăm de îndată, a și închis centrul orașului. Adică polițistul care era noi ne-a escortat până la ieșire din oraș și cu ajutorul lui am reușit să trecem de intersecție, pentru că iar se pare că se instaurează legea marțială și nu se va mai intra, se va mai ieși, probabil că se caută din nou. Cei care au reușit, nu știm dacă astăzi, dacă zilele trecute, să pună alte bombe în aceste zone. Oricum, în mod clar, este vizitat orașul Colombo, este vizitată capitala la sărbătorile pascale. E multă liniște în oraș, multă liniște, nu mă așteptam. Adică aici e foarte multă gălăgie în mod normal. Noi suntem de 6 zile aici și e incredibil când am intrat în Colombo, acum câteva ore, era liniște, nu se claxona, lumea nu vorbea tare, doar toată lumea se supune controalelor și percheziciilor, polițiștilor și militarilor. Sunt foarte mulți pe străzi, am reușit să surprind câteva cadre. O să le vedeți diseară la ora 19 și bineînțeles și la Antena 3 și la Observator, când o să reușesc să ajung într-un loc unde voi putea trimite, pentru că sunt blocate efectiv rețelele cu internet. Și nu voi putea trimite imagini, veți vedea imagini și chiar momentul în care polițistul întâmplător a fost surprins pe cameră, momentul în care polițistul mă anunță că s-au descoperit alte bombe și că trebuie neapărat să părăsim orașul. Sonia, înțeleg, deci această bombă practic a explodat în momentul în care geniștii încercau să dezamorseze o altă bombă plasată într-un camion. Din ce ai auzit acolo, din ce spuneau polițiștii, au spus cumva că au mai fost și alți răniți în urma acestei explozii? Sau încă nu se știa? Este foarte greu să te înțelegi cu ei. Polițistul care era, din păcate, vorbea foarte greu limba engleză. Noi suntem cu un șofer care vorbește, a reușit să-mi traducă, dar să știi că în engleză a reușit să-mi spună other bombs, you have to leave. Adică, alte bombe trebuie să plecați. Și asta a fost un moment surprins pe camera telefonului meu și crede-o, te speri, n-ai, oricât de tare ai fi și cât de teatru de operații ai fost și Afganistan și așa mai departe, te panichează o astfel de informație și pleci. Deci nu vrei să știi, în momentul ăsta ce este pe șosele. Mergem cu 10 km pe oră, dar mai avem foarte puțin până la resort. Oricum
Am părăsit de mult orașul, nu mai suntem în Colombo. Am reușit să ieșim, repet, cu ajutorul poliției din Sri Lanka. Ce pot să spun, revin, iartă, m-am divagat. M-a întrebat despre ce spunea polițistul. Din ce ne-a tradus ulterior Rohan, șoferul cu care suntem, că i-a spus lui în limba lor. În momentul în care noi ne îndreptam spre acea biserică, una dintre bisericile unde a fost un act el, polițistul ne-a oprit efectiv și trebuia să urcă o mașină și s-a oprit lângă noi și a zis nu, au fost găsite alte bombe. Eu m-am uitat la Rohan, am zis să plecăm, să ne îndepărtăm și am plecat și pe scurta lui, iar Rohan ne-a spus că lui i-a explicat că în apropierea unei biserici, nu am înțeles exact dacă una dintre bisericile atacate sau altă biserică, la apropierea unei biserici au fost găsite alte bombe. El a vorbit la plural, nu pot baza foarte mult acest plural în engleză, vă spuneam, e destul de greu vorbea engleză polițistul, dar de altfel ne-a ajutat foarte mult și îi mulțumim inclusiv pentru ieșirea din oraș și părăsirea acelui loc periculos. Nu știu să spun, eu nici nu știam până să primesc telefon de la voi după ce am anunțat ce s-a întâmplat. Nu știam că a explodat ceva. Acum sunt că a explodat ceva. Cel mai probabil este vorba de una dintre bombele despre care vorbea și acel plural de fapt se confirmă. Sunt mai multe. Îți mulțumesc foarte mult, Sonia, pentru toate informațiile. Te rog să ai grijă acolo, să ajungeți cu bine la resort, unde bănuiesc că veți fi oricum mult mai în siguranță decât în capitală. Te așteptăm cu imagini, cu alte informații. Doamnelor și domnilor, vă spuneam că o nouă explozie a zguduit în urmă cu puțin timp Sri Lanka. A avut loc această explozie în Colombo, în capitală, în apropierea unei biserici, în timp ce, de altfel, geniștii încercau să dezamorseze o altă bombă care fusese plasată într-un camion. Înțelegem că acest camion se afla în apropierea unei biserici care deja suferise în urma unei explozii. Continuăm, vedem ce se întâmplă acolo, revenim cu informații, mergem acum însă mai departe și vorbim despre Tudorel Toader, care îi răspunde dur lui Liviu Dragnea după